Numeroase investiții lansate cu bani europeni, între care și cele pentru canalizări și aducțiuni de apă, stagnează sau pot fi chiar întrerupte definitiv. În această situație delicată se află mai multe comune din județul Buzău. La Stâlpu, de exemplu, lucrările de introducere a canalizării în comună sunt în pericol, deoarece primăria se află în incapacitate de a mai plăti contribuția proprie. Motivul? Scumpirile uriașe la combustibil și mărfuri industriale. Cetățenii din comună de-abia așteaptă să se racordeze, având în vedere că au făcut investiții și au făcut băi, toaletele din curte trebuie să despară. Deși se află la doar 15 km de municipiul Buzău, comuna Stâlpu se află la început cu marile investiții în infrastructură. Majoritatea sătenilor au apucat să se racordeze la rețeaua de apă și așteaptă canalizarea, la care se muncește deja. Câțiva săteni le-au luat-o înainte autorităților și au dărâmat WC-urile din fundul curții, însă noile toalete tot nu au unde să elimine rezidurile. Au apelat temporar la fose septice, care trebuie golite cu vidanja. Plătește banul cu muzajul, plătești tot, grămadă, cum îl dai. Așteptați canalizarea să se facă? Da, bineînțeles. Așteptăm să se facă canalizarea, să nu mai avem probleme. Mai avem apă în casă, până asta, așa, canalizarea e excelentă, e bună. Este foarte așteptată de oamenii din Stâlpu. Trebuia, înțelesesem, să o termine de anul trecut. Cred că n-au fost fonduri, dar este foarte necesar ca să scăpăm de fosele septice, să scăpăm de... Chiar dacă plătim mai mult apă cu canal, dar știm că avem condiții omenești. Lucrările pentru introducerea canalizării în comuna Stâlpu stagnează de ceva vreme spre nedumerirea localnicilor, mai ales că știau că proiectul cu fonduri europene, care prevede racordarea peste 1000 de gospodării și amenajarea unei stații de epurare în afara satului, se apropia de finalizare. Lucrarea este în proporție de 99% efectuată, rămânând ca să terminăm cu gardul împrejmuitor, ceea ce se vede, o porțiune de gard, depus un pic de pământ peste rezervoare, depus gazon, pământ cărat și pus gazon, ceea ce ar necesita o sumă de 1 milion de lei ca să încheiem lucrarea. Din păcate, primăria se află în imposibilitatea de a onora restul de plată ca să încheie lucrările, din cauza scumpirii fără măsură a combustibililor și a materialelor de construcție. Facturile au devenit imposibil de achitat, spune viceprimarul din Stâlpu. Sperăm ca cei care conduc această țară să ne audă și să ne ajute pentru a implementa acest proiect cu succes. În caz contrar, vom fi obligați, dar sperăm să nu se ajungă acolo, întreaga sumă să fie returnată către finanțator. Dacă până în luna martie anul viitor primăria Stâlpu nu face rost de 1 milion de lei pentru a-și achita partea decoplată, va fi obligată să pună punct lucrării și să returneze inclusiv fondurile venite de la Uniunea Europeană. Perspectiva ar conduce la falimentarea primăriei, în care lucrează peste 20 de funcționari. În același pericol se află încă 4 comune din județul Buzău.